Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Stimați antreprenori, suma tuturor respectelor, eu sunt Doru Crăciunar, împreună astăzi suntem la episodul cu numărul 124, pontul nostru. 124 de episoade. Nu știu câți dintre voi apreciază cu adevărat munca pe care noi o prestăm în aceste episoade. Deși e vară, poate am fi putut alege să mergem și noi la terase, în concediu, iată că momentan nu facem acest lucru. Și ne-am continuat proiectele într-o perioadă atât de dificilă, în care am fi putut sta să ne odihnim și cu siguranță fără a ne implica în niște oferte atât de grele, care de multe ori ne strică bilanțurile și mai rău decât atât ne iau banii din buzunare. Dar noi nu vrem să facem asta, fraților, pentru că de asta suntem aici, bă, și la greu, dar și la bine. 124 de episoade și dacă le punem și pe celelalte 350 în vechiul proiect, iată că fac vreo 400 și vreo 70 și ceva de episoade. Dacă calculăm și emisiunile Faci Pariu de la Look TV, care au fost câte două pe săptămână, vă spun eu că ne ducem ușor, ușor către 1000 de producții. Atenție, în ultimii 10 ani. Voi credeți că a fost ușor acest lucru? Să nu sărim așa de ușor peste tot acest proiect, pentru că mai văd pe unii alții, încearcă câte o zi, câte o săptămână, câte două, câte o lună, câte un an, eu îi încurajez pe toți. Dar ce am făcut noi aici, în acești 10 ani, este ceva cu care, sincer, eu mă mândresc. Să vorbești despre pariuri în fiecare zi, să postezi în fiecare zi, să-ți găsești cuvinte, inspirație, să-ți găsești încrederea de care ai nevoie, să-ți găsești ambiția de a merge mai continuare în acest joc atât de pervers. Bă, este ceva excepțional. Iar noi ne mândrim cu asta și mai mult decât asta, suntem bucuroși că avem cea mai urmărită emisiune de pariuri sportive din România de cel puțin 10 ani și o să mergem în continuare și o să vedeți că o să rezistăm, fraților, pe piață. 6 episoade pentru 6 episoade, 6 bilete în episodul de astăzi. Cote 2, bilete în cote 4. Poate episodul cu numărul 123 n-a fost cel mai reușit. Dar poți să faci minuni cu astfel de oferte? Nu tot timpul, fraților. Acel bilet de marți în cotă 8,63 vi l-am semnalat și pe contul meu personal de Facebook. Am rămas în ultimul meci. România under 19, Franța under 19, maxim 9 cornere. Așa îl jucasem. Ne mulțeam investiția de 8,63 de ori. Am rămas la singur în meci. Și ultimul, l-am spus, atenție, puteți să dați cash out. Înaintea meciului aveam cotă de 4,63. Practic ne mulțeam investiția de 4,63 de ori. Facem calcule. Suntem precauți, pentru că altă șansă n-avem fără o disciplină, cel puțin în această perioadă. Dacă ați dat cash out la acel bilet, v-a scos investiția pe cele 4 bilete pe care le-am jucat în episodul cu numărul 123. Dacă nu, am pierdut 4 unități. Recunosc, nu mai am ieșit niciun bilet în cotă de peste 8 în episodul cu numărul 123, dar mi-am asumat asta pentru că au fost bilete foarte grele. Am rămas cu 14 unități în această lună, adică suntem cu 14 unități pe plus, ceea ce înseamnă că dacă ați jucat câte 100 de lei pe fiecare bilet, în luna iunie aveți 1400 de lei profit. Asta ar însemna să aveți 14 la 0 dacă ați fi jucat aceea sumă pe fiecare cotă 2. Să aveți 14 cote 2 câștigătoare și niciuna pierdută, ceea ce este aproape imposibil. Bilanțul este bun. A fost și mai bun. Poate mai cipim ceva episodul acesta. Ne-au zis alții că nu este transparență, că n-am fost pe lunele pe minus, n-a vorbit despre procentajele mele de reușită. Haideți să fim serioși, fraților, dacă nici eu nu mi-am dat în cap cât s-a putut de tare și dacă nici eu nu m-am învinuit până am ajuns pe calmante, haideți, naibii, ce dracu, despre ce vorbim aici? Ăștia suntem, fraților, și mergem înainte. Ce au jucat oamenii în această perioadă? M-am tot uitat după bilete, am vrut să prezint tot felul de nebunii, dar nu prea am găsit și, uite, m-am îndreptat atenția către aceste bilete în cote mai mari, fraților, care cu siguranță au dus multe bucurii pentru oameni simpli, pentru jucători simpli. De ce spun asta? Uitați aici un bilet în cotă 742.
Bă, e plasat cu doi roni. La cât de tare s-au scumpit toate în această țară, ferească Sfântul Dumnezeu, că dacă mai facem de două ori plină, nu mai avem nici de cotă doi. Și de asta zic, vă dați seama ce bucurie sunt pentru acești jucători să prindă o cotă de 742 de, cu doar 2 lei, câștig de 2204 lei pe terminalul Betoan. Eu v-am zis, cred că cei mai inspirați jucători din țara asta intră în agenție la Zegra sau acolo unde văd sigla Betoan și pariază fraților pe tot felul de grozăvici. Un 15 evenimente. Câți dintre noi am fi capabili în această perioadă să prindem 15 evenimente? Vă spun eu cum, să ai noroc. Dacă ai noroc, prinzi 15 evenimente. A prins acest jucător. Noi îl stimăm, îi apreciem inspirația, curajul, ai și curajul, deși 2 lei, hai să fim serioși, ce Dumnezeu riși, că nu riși nimic cu 2 lei. Dar biletul, uite, cu Mariehamn Helsinki, peste 2,5 goluri, golul 3 marcat în minutul 77, ai un meci din Brazilia, ultima partidă de pe bilet, peste 2,5 goluri, cotă 2,08. Domnule, dacă ne urmărești, noi își cinstim acest bilet și ai grijă ce faci cu cei 2200 de lei, pentru că la fel de simplu îi poți da înapoi. Ce bilete tare am mai avut în această perioadă în cote mari? Am mai avut ceva interesant, iată un alt bilet, de data aceasta în cotă de 78, da? 20 de lei, poți să câștigi 1883 de lei. Păi, o lună de zile stai liniștit la terase cu banii ăștia. Câte evenimente au fost? 19. Primul meci din China, apoi preliminarele din Australia. Dumnezeule, Doamne, Maică Sfântă! Europa Under 19, campionatul european Israel-Austria, peste 1,5 goluri, total goluri în prima repriză, 2-43, Anglia-Serbia, 1-1-50. Așa se face, fraților, o cotă de 78. Ce v-am zis în această perioadă? Mai puțin bani, cote mai mari și e singura șansă să supraviețuim. N-avem altă variantă, oameni buni, n-avem altă variantă de a învinge sistemul. Felicitări și acestui câștigător, 1864 de lei luați. Ia să vedem, mai avem ceva prin căsuța noastră poștală? Mai avem o minunăție, fraților, 282 cot. Priviți și aici 11 evenimente. Câștigul de 3633 de lei, 10 ron. Deci am avut 32 de ron investiți până acum în total, 20 de lei, 10 lei și 2 lei pentru câștiguri de 3600, 1800, 2200. E, vedeți, fraților, 11 eveniment. Guangzhou cu Zhejiang, gol în ambele reprize, cotă 2 și 14. Din nou avem China, pe urmă avem Norvegia, ligile inferioare de care și Dumnezeu cred că a uitat. Apoi avem și Islanda, excepțional acest bilet, cotă 282. Un astfel de bilet, fraților, să ne dea noi antreprenorii ăștia care suntem puțin mai nebuni, 100 de lei pe o cotă de 282 și mamă, rabaci îmi facem. Ce am jucat și ce voi juca în această perioadă? Ținând cont că am mai scăzut și am ajuns la 14 unități, vreau să mai ridic puțin profitul pe final de lună și am zis să iau mai încetișor așa, cu o cotă 2. Atenție, toate cotele sunt luate de pe platforma lanzagaz.ro. O să aveți mari surprize pentru următoarea perioadă pe această platformă. O să vedeți de ce spun, nu vreau să dau mai multe detalii, dar se pregătește o mare surpriză când vine vorba de acest operator lanzagaz.ro. Deci ne luăm cotele de aici și ne îndreptăm atenția către ziua de vineri, două evenimente la cota 2, vedem biletul. Am jucat așa, fraților, la Under 19, avem Slovacia cu România, un meci care în mod normal nu mai contează foarte mult și l-am luat în ambele marchează, fiind și ultima partidă din grupă, slovacii până acum n-au marcat, noi am marcat și cu Franța și cu Italia. De asta pe undeva mă aștept ca tricolorii să marcheze. Pe undeva nici cred că Slovacia nu va pleca acasă fără gol marcat. Posibil să vedem gol în ambele reprize, posibil să vedem un meci în peste 2,5 goluri, posibil, atenție, să vedem un meci în peste 1,5 goluri în prima repriză. Eu l-am luat în ambele marchează, cotă 1,65, mie mi se pare că e o cotă excelentă și trebuia să-l combin cu o cotă de 1,24-1,23 pentru dublarea investiției și m-am dus în Irlanda și am luat UC Dublin cu Derry City între 26 goluri. Aici, în mod normal, ar trebui să fie o victorie a celor de la Derry cu un 2-0, 3-0. Bă, să sară peste 6 goluri, mi-e greu să cred. Sper să nu fie 0-0 în pauză, să bată Derry târziu doar cu 1-0. Bă, nu știu dacă aș vrea să marcheze gazdele în acest meci, dar nu sare de 6
goluri. Așadar, un bilet cât se poate de scurt, de simplu, să ne mulțumim fraților cu dublarea investiției și mergem pe sâmbătă să vedem cota 2. De data aceasta am un meci din Norvegia și din nou o partidă la campionatul european Under 19. Prima dată ne oprim puțin la duelul între Haugesund și Viking. L-am luat între 2-5 goluri, cotă 1-33. Of, parcă aș fi vrut să aleg și alt meci. De multe ori mi-a fost așa de frică să joc 2-5 goluri pentru că ai 3-2 în minutul 84 și așa strângi fraților din toate organele de înnebunești. Dar eu sper că nu. Hai să vedem un singur gol marcat în prima repriză. Viking e favorită la Haugesund, dar gazdele pot să marcheze în această partidă. Poate fi un meci de GG. Sper să nu fie o nebunie de partidă care să sară de 5 goluri. Doamne ferește! Sper să nu ne surprindă cu o partidă în sub 1,5 goluri. Dar greu de crezut, ținând cont că l-am zis, îl văd într-un GG. Și dincolo, în Austria-Serbia, la fel l-aș compara cu duelul între România și Slovacia, mi se pare un meci de multe goluri. De asta l-am jucat gol în ambele reprize, cotă 1.50. Tiptil, fraților, sâmbătă, așa, pe coate mergem ușor, ne dublăm investiția și ok. Ne ducem acum la cota 2 de duminică, două evenimente. Un meci din Suedia și unul din Norvegia. Aici puțin riscant meciul de la ora 16, cred că e. Degerfors, Quaik, Stockholm, peste 2,5 goluri, cotă 1.60. Facem o cruce mare, suntem și în post, fraților. Sper să marcheze gazdele. Sper ca Degerfors să înscrie în poarta celor de la Quaik, Stockholm și atunci vedem un 2 poate și un peste 2,5 goluri. Posibil să vedem un 2-2, posibil să avem gol în ambele reprize. Ai și o echipă favorită care de regulă marchează în deplasare, posibil să vedem și un 3-0. De asta am luat în peste 2,5 goluri la cotă 1.60 și la nenorociții de la Strom Goțet cu necunoscuții de la Lillestrøm, fraților, am jucat între 26 goluri, cotă 1.26, meci demn de ambele marchează, nu sare de 6 goluri, dar naibii de meci, dar nici nu-l văd în sub 1,5 goluri marcate. De asta am zis 26 goluri, cotă 1.26. Am văzut inclusiv o cotă 2 interesantă pe luni și poate că ne vom dubla investiția și la început de săptămână. N-am vrut să mai scadă cotele, o să vă arăt ce am jucat deja la cota 2 pe luni. Despre asta este vorba, fraților. Două meciuri din Suedia. Asta ne pun bookmakerii pe tavă, asta jucăm. Sirius cu Göteborg 1x și Kalmar cu Varnamo 1x. Mă predau în fața două remize albe. 0-0 și 0-0 și sunt cel mai fericit. Göteborg, eu zic că nu bade la Sirius. Posibil să fie meci de ambele marchează și aici. Cum nu cred că Varnamo poate marca la Kalmar. Fiți atenți pe ce poșirci de meciuri, fraților. Asta e realitatea, ne riscăm banii. Dar putem să trăim fără acest drog? Nu, fraților. Am luat-o pe drumul ăsta, mergem până ochii de ochi. Deci, Sirius, Göteborg 1x, Kalmar, Varnamo 1x. Dacă ați rămas fără buget rezervat pariurilor sportive, atenție, încă avem promoția de 111 rotiri gratuite pe pontul nostru.ro. Ce se întâmplă mai exact? Aveți 111 rotiri gratuite pe Sizzling Hot Deluxe. Mulți dintre noi am încercat jocul cu șeptar. Miza e mai mare față de alte promoții la fiecare mână jucată, 0.25. Asta înseamnă că dacă prindeți o linie de șeptari, aveți 250 de ron. Eu am mai zis și în episoadele trecute, atenție, promoție fără depunere. Deci nu trebuie să depuneți nimic, doar vă înscrieți prin linkul nostru de afiliere de pe pontul nostru.ro pe lasvegas.ro și fără depunere, doar prin validarea contului, aveți 111 rotiri gratuite. Promoția mai durează până la finalul lunii, profitați de ea. Și acum trecem la două bilete speciale, vedeți că am schimbat puțin ordinea biletelor. O să începem cu cel în cotă 4.63, bilet special, 3 meciuri pe vineri și sâmbătă. Practic, dacă am prinde acest bilet în cotă 4.63, ne scoatem investițiile pe cele 4 bilete jucate în cotă 2. Vedeți, am făcut niște calcule, nu joc la întâmplare în această perioadă. România Under 19, Slovacia Under 19, gol în ambele reprize 1.70. Austria cu Serbia din nou Under 19, ambele marchează 1.49 și la Rosenborg cu Kristiansund, încă o dată Kristiansund, o echipă care nu ne-a dezamăgit atunci când a jucat, iar noi am plasat pe cornere. Minim 12 cornere, sunt multe al dracului, ne trebuie minim 6 prin prima repriză. Dar joc încă o dată, pentru că mi-ar părea rău de această cotă 1.83. Așadar, 3 meciuri pentru un bilet special pe vineri și sâmbătă, cotă 4.63.
și închidem episodul cu numărul 124, cu un alt bilet în cotă 4 și 18, jucat exclusiv pe duminică, hai să spunem că vom avea două zile negre, vineri și sâmbătă. Cu un astfel de bilet câștigător n-ar mai putea recupera din investiție. Vedem propunerea. Ziceam de Strongoset cu Lillestrøm, ambele marchează 1.62, Bodø Glimt cu Alisson peste 2.5 goluri și Sandefjord cu Tromsø peste 9.5 cornere. Trei evenimente. La Strongoset cu Lillestrøm aș duce către un 2-2, Bodø Glimt cu Alisson 3-1, Sandefjord cu Tromsø 12 cornere. Cam așa mi-au arătat calculele după analizele pe care le-am făcut. Haideți să nu fim ipocriți. Păi jucăm după statistică, frați. Când joci pe Lazio cu Milan, când joci pe Barça cu Bilbao și pe Manchester United cu Crystal Palace, da, atunci poți să spui că mai e și flair de pariuri. Dar pe astfel de nenorociri, pur și simplu jucăm pe statistică, oameni buni. Ce să vă mai zic? Știu exact când filmăm săptămâna viitoare, dar pe pontulnostru.ro sunt sigur că în fiecare zi ne vedem. Poate mai fac și unele bilete pe tenis, dar eu sper că măcar din aceste 6 propuneri să avem un 50% procentaj de reușită, să avem 3 bilete câștigătoare și atunci n-am fi pe minus. Vă invit și pe comunitatea noastră Doru Crăciun, pe contul meu personal de Facebook Doru Crăciun. Voiam să vă mai zic că avem și grupul de Telegram. Vă mai fac uneori postări și o să vă mai fac postări cu grupul nostru de Telegram, pentru că avem, toată munca noastră e gratuită și merită să ne urmăriți. Să ne revedem sănătoși, fraților, profitați de vremea frumoasă, poftă mare la bere și, cel mai important, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro.